Situație incredibilă pe câmpuri. Temperaturile toride și lipsa precipitațiilor afectează și animalele. Stăpânii sunt într-o situație disperată. Merg cu animalele să le adape la Dunăre pentru că nu mai au apă în fântâni, bălțile s-au uscat, iar fostele canale nu mai au apă de ani de zile. În județul Mehedinți, lipsa precipitațiilor își spune cuvântul. Câmpurile sunt pur și simplu pârjolite, iar animalele nu găsesc iarbă să se hrănească. În acest context, animalele nu mai dau nici lapte la capacitate. Suferim mult de apă. Deci uitați, de aici, toată zona asta, până în Burila Mică, Burila Mare, Izvorul Frumos, avem aici sute de hectare, dar nu au apă. Degeaba mănâncă o uscăciune, că ea mănâncă săraca de foame, mănâncă o coajă de pâine. Dar dacă nu are apă, ce să-i facem? Și trebuie să le ducem singurul loc de apă, e Dunărea. Dacă în privința hranei fermierii găsesc o soluție, hrănind animalele cu proviziile pentru iarnă, cel mai grav este adăpatul. În contextul în care fântânile au secat, bălți nu mai sunt din cauza temperaturilor ridicate, fermierii duc animalele la Dunăre, acolo unde au acces la fluviu. Ne aflăm în satul Țigănaș din comuna Burila Mare, un loc în care cândva câmpurile pline de iarbă erau un adevărat rai pentru animale. Acum, seceta a pârjolit tot în urma ei. A rămas doar peisajul deșertificat. Este situația foarte gravă. Nu mai sunt ape, apă nu mai este pe canal, înainte erau bălți, erau canalele cu apă chiar aproape aici de Stânăr, dar acum singurul loc unde pot fi adăpate este Dunărea. Și Dunărea este la o distanță mare, mai mult merge să le plimbăm și foarte pe gravă când situația. Mai găsesc mâncare? Nu mai găsesc mâncare. Seara le dau mâncare, dimineața le dau mâncare, da. Le dați mâncare de acasă? Da, din de acasă. Proviziile de da, iarnă? Da, da, da. Lapte mai fac, mai dau? Foarte puțin. Deci a scăzut producția de lapte spre deosebire de acum vreo 2 luni, să vă zic așa. De ce? Datorită faptului că nu este ce trebuie să fie pe câmp, adică mâncare. Nu e iarbă? Da. E pârjolit câmpul. Da, este foarte uscată. În acest context, mulți fermieri încep să se gândească la profitabilitatea afacerilor cu animale. Pentru mulți oameni de la sate însă, animalele sunt o sursă prin care își întrețin familiile, așa că se văd nevoiți să recurgă la soluții de avarie pe timp de criză și să parcurgă 10 de kilometri pe câmpuri în căutarea unei surse de apă.